Dornice și însetate de muzică populară românească, a căzut din cer aceste picături de mir plin inconfundabile voci pe care mulți le-au așteptat de o viață, iar noi, cei mai tineri, le vedem pentru prima oară. Primiți acest buchet de flori din partea Bucovinei și diplomele noastre de onoare. Deci se acordă doamnei Marie Ciobanu pentru contribuții la dezvoltarea culturii României de Nord Bucovinei și cu ocazia premierii spectacului Bine m-am găsit român. Artiștilor Ionuț și Doinița Dolănescu pentru aceleași corturi. Dumneavoastră vă rugăm și încă o dată orchestrei Doina Basarabiei, care ne-a unit astăzi într-o atât de simbolică întâlnire. Domnul Valeriu Cașcaval. Și, bineînțeles, vreau să mulțumesc acelor care au echipei, pentru că nu numai meritul societății, dar a multor persoane din Cernăuți care s-au implicat, din Raioane, care s-au implicat și au organizat și au și dumneavoastră, bineînțeles, celor care ați binevenit să veniți la noi. Deci vreau să mulțumesc din suflet Consiliului Regional Cernăuți, domnului președinte Mihail Gainiceru, care ne-a ajutat la întâlnirea semii, directorului Teatru Olga Cobolianska, domnul Iurii Marciac. Nu pot să nu mulțumesc partenerilor noștri media, redacției de ziarilor, Libertatea Cuvântului, redactorul șef Dumitru Verbițchi, monitorul de Hriboca, domnul Nicolae Șapcă, Cuvântul Adevărului din Nouă Sulițe, doamne Ana Vacarciuc, Meleagra Caustrăznețe, Răslav Lâșnic, Gazete de Herța, Radio Ucraina Internațional, Vitalie Zâgrea, Radio Bucovina, doamna Tatiana Smodriva, redacția Limba Română, atelierea de companie de stat Cernăuți, domnul Leonid Parpăuț, deci toți ei se află în sală, redacția Limba